Premierul Florin Câțu începe să simtă presiunea moțiunii. Acesta acceptă că are mari șanse să plece de la Palatul Victoria, așa că pregătește mai multe ordonanțe de urgență pe care intenționează să le dea înainte de a fi votată în Parlament. Despre ce este vorba, ne spune în cele ce urmează colega mea Gabriela Mihai. Gabi, te urmărim. Bună dimineața! Am găsit 5 zile au mai rămas până în ziua în care se va da un vot pe moțiunea de cenzură depusă de social-democrații în Parlamentul României și totodată în aceste zile ar trebui ca premierul Florin Câțu, prin intermediul echipelor de negociere, să reușească să convingă cel puțin 50 de parlamentari pentru a nu vota această moțiune de cenzură, pentru că am văzut până acum au spus social-democrații clar că votează în totalitate în Parlament această moțiune de cenzură depusă de altfel tot de ei. De asemenea, și cei din USR Plus au anunțat că o vor vota și cei de la AUR, ceea ce înseamnă că în total se strâng 284 de voturi pentru moțiunea de cenzură, în contextul în care ar fi nevoie de doar 234 de voturi ca această moțiune de cenzură să treacă de votul Parlamentului. Așadar, ar mai trebui purtate negocieri cu numai puțin de 50 de parlamentari. Ei bine, aceste lucruri fiind spuse, iată că ar putea fi ultimele zile în care premierul Florin Câțu mai are puteri depline în funcția de premier pe care o deține aici la Palatul Victoria. Tocmai de aceea au fost pregătite mai multe ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern care ar putea fi date în ședința de guvern care are loc astăzi sau în ședința de guvern care va avea loc luni. Printre cele mai importante acte normative vorbim despre hotărârea de guvern care vine cu majorarea salariului minim. De asemenea, ar trebui dată o ordonanță de urgență pentru prelungirea șomajului tehnic, care de altfel a și fost discutată în primă lectură. O altă ordonanță de urgență pentru a da bani părinților care stau acasă cu copiii în online. Și aceasta a fost discutată în primă lectură. De asemenea, este nevoie și de un proiect pentru procedură necesară Planului Național de Redresare și Reziliență. Plan care de altfel am văzut că a fost acceptat de Comisia Europeană și totodată și o altă hotărâre de guvern care prevede normele pentru consumatorul vulnerabil. Așadar, sunt mai multe acte normative care ar trebui să intre pe ordinea de zi, fie în ședința de guvern de astăzi, fie luni, iar asta pentru că în contextul în care va trece această moțiune de cenzură și vedem în aceste momente după numărătoare că sunt toate șansele ca moțiunea de cenzură împotriva executivului Câțu să treacă, ulterior premierul ar intra și tot executivul într-o perioadă de interimat, iar atunci nu ar mai avea posibilitatea să dea și ordonanțe de urgență.